A cercetat folclorul autentic la izvoare, în satele Moldovei, dar și peste hotare. A editat cărți, s-a dedicat studiului științific al tezaurului folcloric. Vorbim despre regretatul savant folclorist Sergiu Moraru, care a fost evocat la o conferință științifică organizată online de către Institutul de Filologie Bogdan Petricei cu HD și Biblioteca Națională a Moldovei. Evenimentul s-a desfășurat în contextul programului național Lectura Central, desfășurat de Biblioteca Națională. Grație tehnologiilor informaționale, la evocare au participat moderatorii Mihai Cimpoi și Iulian Filip, aflați la bibliotecă, dar și colegii de la Academia de Științe a Moldovei, persoane de la baștina regretatului folclorist. Mai mulți ani, Iulian Filip a lucrat alături de Sergiu Moraru, au fost împreună în expediții. Sergiu Moraru a făcut două lucruri foarte importante. A știut să lucreze în birou și în arhivă cu materialele colectate de alții și a știut să lucreze pe teren, să detecteze posesorii unor repertorii foarte valoroase de povești, de proverbe, de colinde și să imprime acest material ca ulterior această arhivă științifică a Academiei să fie la îndemâna oricui. Rezultatul acestor cercetări și adunări, strângere, zicea Eminescu, strângere a literaturii populare, s-a concretizat într-o colecție foarte prețioasă de 17 volume de folclor elaborate și editate de Academia noastră. Șefa Direcției Educație Fălești s-a referit la respectul folcloristului pentru baștina. Sergiu Moraru, fiind fălășteanul nostru, s-a mândrit foarte mult cu localitatea din care a provenit. Muzeul satului este chiar în incinta acestui gimnaziu care îi poartă cu onoare numele. Cred și eu că suntem obligați ca să fim stăpâni pe orice mai mic amănunt din biografia domniei sale, pentru a fi expus mai amplu, mai consistent în acest muzeu. Savanții au lansat un îndemn către tinerii cercetători. Sergiu Moraru a coborât la izvoarele gândirii populare, adică a căutat filonul filosofic, a căutat scenariile arhetipale, a căutat modele antropologice în creația populară. Suntem datori să omagiem memoria, să îl readucem în atenția noastră și totodată să îndemnăm tinerii să continue aceste cercetări. Sergiu Moraru s-a născut la 10 octombrie 1946 în satul Obreja Veche, Fălești, și a consacrat viața cercetării tezaurului folcloric, a editat peste 200 de cărți, a comunicat cu purtătorii de valori populare în numeroase expediții pe teren. Folcloristul s-a stins din viață în 1996. Din același an, gimnaziul din localitate îi poartă numele.